Bună și bine ați revenit pe canalul meu Îngrijire Flori. În acest episod vreau să vă arăt cum se tunde copăcelul banului, floarea de jade se mai spune, pentru că în momentul când el crește prea mare, automat trebuie tuns și vreau să vă arăt care ramuri trebuie să le tundeți, pentru că eu din greșeală am mai și tuns din ele fără să vă arăt, după aceea mi-am dat seama, priviți, aici este tuns. Și vreau să vă arăt care din ele se taie pentru a se ramifica foarte bine. Ia uitați, acestea care practic oia se lasă în jos și nu cresc în sus, acestea automat trebuie tunse. Iar un lucru care este destul de important, vreau să zic, pentru dumneavoastră, este faptul că eu am tuns din ei și am să mai și tund, am să vă arăt, dar ce este... Și ce aș putea eu face cu acest lăstar este faptul că aș putea să vi ofer. Priviți câți am aici. Ia uitați câți lăstărei am aici, care ei se prind foarte, foarte ușor. Uitați câți am, sunt destul de mulți. De exemplu, în acesta sunt 3. Se prind separat, se desfac de pe această ramură mai groasă și se pun direct în pământ, pentru că eu nu mai am ce să mai fac cu ei, am destui. Ia uitați ce frumos sunt, s-au făcut, am pus acești puiuți micuți, foarte mici și s-au ramificat foarte destul de bine. Așa că eu aș putea să vi ofer, doar problema ar fi cum aș putea să fac acest lucru, pentru că dacă i-aș trimite... Problema e că s-ar putea ofili sau, nu știu, poate aveți alte soluții, îmi puteți scrie mesaje și poate într-un fel sau altul ne vom putea înțelege să poată ajunge acești puiuți la fiecare dintre dumneavoastră cine își dorește. Pentru că, într-un fel sau altul, ar fi păcat ca eu să-i arunc pe acești puiuți așa de drăguți și altcineva din abonații mei și-ar dori să aibă foarte mult și nu găsiți la magazine. Așa că rămâne să-mi scrieți în mesaje dacă doriți și cum ne-am putea, practic, într-un fel sau altul, cum ar putea ajunge acești puiuți la dumneavoastră, cei care își doresc. Așa că haideți să continuăm cu tunsul. Priviți, floarea de jad, la un moment dat, crește în părți, așa, în lături. Așa că acești lăstari automat trebuie tunși. Priviți, pot să vă spun sincer că îmi pare rău de ei, extrem de rău, dar le fac bine acestor, ia uitați, uitați-vă ce frumos sunt acești lăstari și să știți că eu chiar nu am ce să mai fac cu ei, pentru că v-am spus și v-am arătat, am prins destui puiuți care s-au ramificat destul de frumos, îi vedeți, haideți să-l tundem și pe acesta, pentru că încercăm să-i formăm o coroană, acesta este lăsat și acesta trebuie tuns de aici. Deci tot ce se lasă în părți, care crește în jos, trebuie tuns pentru că atunci îl putem ajuta, se ramifică în sus, exact ca un copăcel. Priviți și acesta este destul de lăsat într-o parte, dar totuși îl mai las puțin pentru că, sincer să vă spun, îmi pare foarte rău de el, deși cu siguranță știu foarte sigur că nu-i fac nimic rău, doar că trebuie să-l ajutăm prin această tundere, că așa este această plantă. Să o mai tânși pe aceasta, haideți că îl mai lăsăm. Eu am tăiat destul de mulți înainte. Vă și arăt cum, de exemplu, aici era o crenguță care se lăsa în jos. Am tăiat-o și în această parte. Pentru că ca acești puiuți mai mici se vor duce foarte, foarte bine și foarte frumos în sus. Ia uitați, și aceasta cred că ar trebui tăiată cu siguranță. Deci aici, acesta, îl vedeți că este lăsat și nu-i lasă pe acești puiuți să crească. Uitați-vă cât sunt de frumoși. Sunt destul de dezvoltați, sunt exact ca un copăcel destul de mare. Așa că eu prin acest video vă mulțumesc că m-ați urmărit, îmi puteți da un like, vă abonați și ne vom revedea într-un alt video. La revedere, cu multă sănătate!